avem indicat în plan din aparatul existent la primatul și pentru încălzirea și pentru informații la urmă. Este prezentă doamna contabil șef sau tânără și un statul de la Grand Progress. Prezența, suntem prezenți 15. Deocamdată cu doamna Sergiu online. Așadar, ședința este statutară. Ordinea de zi. S-am dorit o anterior propun să discutăm prima dată punctul nou legat de caz, mă vreți să putem să dăm voie la unii deci vă propun prea aprobare ordinea de zi cu această modificare cu discutarea punctului nou prima dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Deci trecem la doamna Prefereu? Bine. Așadar, primul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, proiect de hotărâre numărul 100 din 19-18-2021, privind acordarea de mandat special reprezentantului orașului Hârlău în ANCA a SC Gaz Nord-Est S.A. de a vota contractarea de către SC Gaz Nord-Est unui plafon de credite până la suma maximă de 2 milioane de lei de la BND Grup Societe General pentru achiziția de gaze naturale. Din ce am discutat la comisii, este absolut necesară această aprobare, acest credit, pentru că altfel nu este văzut să obțină gaz. Comisiile care... La comisie, la urmă, a trecut, explicațiile au fost foarte clare, pentru că dacă nu se împrumută, ei nu vor putea cumpăra gaz. Motivul a fost următorul și consider că recunoaște. Ei când furnizează energie când la cetățean, ei încasează după data de 30 toate sumă respectivă. Și atunci nu are, la data de ei, trebuie să ceară banii, trebuie să plătească înainte ca să aducă bani. În caza motivului este foarte clar, pentru care au susținut acest element să fie aprobat de către Consiliul. Doamna Sandu, dacă doriți să te spuneți ceva? Are dreptate domnul Neicu, domnul consilier. Așa este, noi achiziționăm gazul cu plata în avans în luna de consum, la începutul lunii de consum. Noi de la clienții noștri încasăm la 30-45 de zile de la sfârșitul lunii de consum. Și aici avem un decalaj ca să putem achita facturile de achiziție, suntem nevoiți. Avem și ceva plafoane de scrisori de garanție, dar nu sunt suficiente. Pentru că se ridică la valori foarte mari acum, după cum știți, au trecut foarte multe prețurile pe piață și valoarea unei facturi lunare de achiziție este foarte mare. Da, mulțumesc. Dacă sunt întrebări? Domnule. Doamnelor, domnilor colegi, nu am de a adresa toate problemele contabile. Aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu niște precizări legate de prezența Orașului Hârlău în această societate comercială. Și de modul în care, în ce ne privește, ne îndeplinim răspunderea pe care o avem în fața cetățenilor în alea paranteză. Nu revin asupra acelei precizări din ședința anterioară cu prețul gazului, pentru că între timp am fost lăbărit cu alte aspecte, sau mi-au revenit alte aspecte care sunt ciudate în această activitate pe care o avem noi față de cetățean la gazul nostru. Deci, UAD-ul Hârlău, și trebuie să înțeleagă toată lumea acest lucru, adică cetățenii orașului Hârlău,
cele 15.000 de persoane dețin la radiourile 34% dintre acțiuni. Greșesc, domnul Zantescu? Aproximativ 33,33, spun atunci, cetățenii orașului Hâdrău, în sau interesele cetățenilor orașului Hâdrău în această societate comercială, le sunt reprezentate de către consilierii locali. Consiliul local, pentru a fi la curent cu aspectele din această societate, are un reprezentant în Consiliul de Administrație și un reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor. Vreți în domnul Acea? Nu. Dar nu știu ce mă întrebă, cu tine vorbim. Vă întreb pentru că dumneavoastră sunteți în ACA. A, deci trebuia să spuneți numele meu, asta era. Din 2016 și până în momentul de față, până în acest an, în ședințele Consiliului Local, nu a fost prezentată o singură informare clară la obiect legat de interesele pe care UAT-ul Hâdrău le are în această societate. Nu aș fi ridicat această problemă dacă înainte de aceste împrumuturi, deci împrumutul de sau scrisorile de garanție în valoare de 1.300.000 sau 800.000 de lei, prezentat la o ședință anterioară, și acest împrumut de 2 milioane de lei, care vine în această ședință. Vreau să știți că această societate în care noi avem 34%, în 2019, sau în alt an, așa cum a precizat domnul contabil șef, a achiziționat sau a cumpărat niște imobile. Domnule, dar este vorba de totul altă problemă. Deci noi... Domnul președinte. Vorbim despre... Haideți să vorbim la subiect. Dacă mă întrebuveți, atunci ies de ședință și plec. Da, în 2019 am spus că această societate a cumpărat niște imobile. Atunci nu am fost consultat. Dacă noi suntem de post de păcușă în această societate, atunci să ne retragem de acolo. Eu cred că această societate trebuie să respecte legea. Și băi, vă că afirmația vine din fața dumneavoastră, din partea dumneavoastră. Bănuiesc că dacă au cumpărat, au respectat legea și așa, haideți să vedem despre drumul vostru și... Eu zic că noi nu respectăm legea. Noi nu respectăm legea, iar în ce ne privește, doamna secretară este aici. Dar atât cât timp am început aceste verificări de mersuri, am să merg și eu la capăt. Pentru că ne facem răspunzători de faptul că anual nu s-a prezentat nimic în Consiliul Local. Sunt situații în care alte persoane au primit mai mulți bani într-un an decât cota de ce ne revenea din câștigul societății de sectiv. Deci, dacă aveți doresc... Inclusiv că vinitate de primărie. Mergeți la instituția de abilitate. Nu merg la instituția de abilitate, că această afirmație de care m-a mai făcut-o un corect aici din ședință, să merg la instituția de abilitate, peste două zile am demontat-o. Când s-a văzut că funcționarii din primărie n-aveau voie să participe la comisiile pentru evaluarea directorului. Așa mi s-a spus la început de mandat, în 2016. Acum nu vreau să mă privesc la instituții de abilitate. E rușine să merg la instituții de abilitate, că știu că o atât va greși. Haideți să vă intervenim, să discutăm subiectul acesta. Mă interesează, doamna contabilă, dacă ne poate spune, dobânda pentru acești bani, cine o să plătească? Momentan nu știm care este dobânda. Noi avem intenția de a contracta acest credit. El este în lucru, se află la Comisia de Risc, la Centrală la București. Așa cum s-a precizat, suma maximă este de 2 milioane. Nu știm, în condițiile în care se aprobă, poate să fie 1 milion valoarea, mai puțin. Vom vedea cum ne încadrăm, că și piața gazelor, vedeți că acum este imprevizibilă și nebuneala care este acum pe piață.
Noi avem o mică linie de creditare care dobânda se ridică undeva la 6-7%, 4 marja băncii plus roborul la 3 luni. Considerăm că tot cu această dobândă vom lucra. Deci undeva aici, 6-7% pe an. La ceea ce vom folosi. Că nu înseamnă că o vom folosi toată odată. În funcție de necesități, cât vor fi descoperiți în cash flow necesar. Dobânda va intra în valoare în cetățenilor? Momentan nu am calculat, nu am prins așa ceva. Nu. Eu vă întreb la votul teoretic. Nu. Asta am luat sau nu, sau cât este? Nu. Dobânda o vom suporta noi din tariful de distribuție, singurul câștig pe care îl avem în momentul de față în prețul de furnizare a gazului. Și nu intră în prețul gazului pe care îl plătește cetățeanul? Nu. Doamne, mă îndoiesc să nu intre dacă este o cheltuială. Cheltuielile nu intră în preț. Este, dar prețul se formează din componenta de preț a gazului la achiziție, plus celelalte tarife reglementate. Transport în magazinare și tarif de distribuție. Așa se calculează la noi. Da. Domnule. Ideea este că în momentul când veniți și cereți ca reprezentantul consiliului local să meargă să voteze, vreți să delegăm pe votul, deci era normal, măcar reprezentantul vostru poți să distrați la gazul de să fie lângă când această societate achiziționează ceva și ceva din mare valoare. Eu mai cred că era corect, acum 2-3 ani cât sunt. Nu sugerea de asupra, domnul Mohai a dreptat. Deci trebuie să fim informați, bani. Nu vrem mai mult, dar să știm și noi, este maximum 34%, nu? Nu vi se pare că ar fi corect? Da, mulțumesc. Domnul Ionas, da, dacă nu dorește să mai ai nimic cuvântul, aș dori să vă spun și o multe de la început, pentru că suntem la primul punct, la urmă de zi, și v-aș ruga să vă păstrați calmul, pentru că mai sunt multe puncte pe urmă de zi și nu are rost să ne iei la unii falsi și se face rău. Pentru că nu ne ajută pe niciunul dintre noi. Așa cum a solicitat domnul consilier, putem solicita, într-adevăr, consiliul local poate solicita către firma de gaz, pentru că suntem acționari, avem dreptul acesta. Deci nu, luna ianuarie, februarie, atunci când se termină anul din aceea și au poate să o plătește pe sărății, de-a venit și ne-a face o informare despre societate, cu tot ceea ce ne interesează de noi și am dorit noi să știm. Este obligația lor să vină consiliul local să prezinte această informare. Și rogul cu domnul consilier juridic, să-și măsurăm și eventual în luna ianuarie, februarie, atunci când se va încheia anul financiar contabil, să vedem să se facă o prezentare în Consiliul Local, să avem o discuție cu conducerea societății de gaz, pentru a discuta și normele, să nu fie suspiciuni legate de firma respectivă și atunci nu vor mai fi probleme și discuții de genul acesta. Mulțumesc. Am de făcut o rectificare, da? Să vă uitați să aveți peste dacă se dați cuvântul sau nu. Domnul primar greșește. Noi avem un reprezentant în Consiliul de Administrație care este obligat prin faptul că l-am mandatat să fie acolo sau l-am mandatat nu știu când alți consilieri să vină în fața Consiliului Local și să prezinte situația. Nu chemăm Gaz Bordescu. Doamne, nu am nimic cu societatea în sine. Nu am nimic cu ceilalți parteneri de afaceri. Dar reprezentanții noștri în Consiliul de Administrație și în APA este obligația lor, nu morală, obligația lor pentru faptul că sunt în Consiliul Local să facă lucrul acesta. Dați fost informat, domnul consilier, vă aduc aminte când se plângeau sumele în buget din recibire. Și s-au fost discuții și s-au consemnat, sunt consemnare în procesul de urmă. Doamna Grednaru, eu sunt de acord cu dumneavoastră că s-au făcut niște informări superficiale. Lucru pe care l-am reproșat și domnului contabil în momentul în care am discutat de cei 8% ai nu știu cărui membru de la societate respectivă. Vă amintiți ce s-a spus atunci? Nu avem nevoie noi, că noi avem 34%. Nu ne trebuie. Și cu asta s-a încheiat discuția. Vă reamintesc inclusiv raportul cu Consiliul de Administrație și de la ACA s-a prezentat în plan. Dar permanent la fiecare reprezentare, în momentul în care se reprezintă
așa pe vedere, are 50% de pe profit reinvestit, se discuta și despre toate. Și dacă a venit și domnul Goreanu va explica de multe ori, să pot studia procesurile voastre. Legat de acuzația domnului Masriac. Este tot altfel și ce spune dumneavoastră, dar vreau să intru în politică. Am venit la primul punct, nu știu, o nervozitate, o agresivitate de a face și de din comun. Nu a trebuit să întâmple lucrurile astea în Consiliu. Nu faceți morală, domnul primar. Domnul președinte. Dumneavoastră faceți morală, pentru că nu faceți morală. Dacă nu aveți mentală. Nu intrați în dialog. Dacă dați informații, președinte și cu altul, tot cetățenii. Atunci cum să fac? Dumneavoastră greșiți. Dumneavoastră greșiți. Și te rog cum vă exprimați. Este foarte greșit. Și acuză. Faceți acuzații de mandate, domnul Mânsule. Încă de-a primul punct. Avem atâta puncte de ordine. Toată lumea, și eu și dumneavoastră, aveți dreptul ăsta. De-a va ridica punctul de vedere. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne acuzăm unii de alții. Trebuie să ne neamnavă și să ne facem. Știți care e ideea? Fiți mai eficient. Puneți piciorul în parte și faceți-o de la tot. Da. Asta e mine, nu vrea să face treaba, asta e ideea. Aici vrea să ajungă fiecare. Domnul consilier. Eu dă iară în primărie, vă spun clar. Punctual. Păi nu sugere ceva, nu se face. Punctual trebuie să discutăm lucrurile acestea. Dacă discutăm la modul general. Dar trebuie să ne ridicăm unii pe alții, că asta este adevărul. Eu dă iară, așa o dăm. Adică dacă l-am spus că trebuie să solicităm de la firma de gaz să vină să facă o informare, nu este, vă spune că nu este nimic greșit. Nimic absolut. Nimic nu o să fie greșit. Și atunci... Ideea este să fii informat corect și la timp. Asta face ideea. Asta face. Da, da. Asta face. Când? Legat de firma de gaz, v-am spus că după aceea bine să știți că n-are, vă faci o adresă la firma de gaz. Că, într-adevăr, noi avem acolo reprezentat în Consiliul de Administrație. Avem reprezentat în ala. Dar firma trebuie să vină să ne dea toate informațiile astea. Pentru că aici nu vine cu două, aici mai avem discuții. Aproape la fiecare ședință din Consiliul Local. Și reprezentantul Consiliului de Administrație și reprezentantul ALDA vine și discută, întotdeauna ne informează. Dar nu este succes. Vrem o informare exact despre statele societății. O facem la sfârșit terminal, o facem în ianuarie, în februarie, solicităm, vine aici, discutăm. Și atunci nu trebuie să facem. Domnul primar, vreau să se facem de acțiune. Orice acționar este informat tot ce mișcă acolo. Așa, domnul consilier, aveți dreptate, facem solicitare, iar mare întrebare când se vine execut în aceași totul, este în regulă acolo, păi veni și pot prezentați o informare și vedeți să-ți poate să-l opta. Cu activie, cu pasivie, cu tot absolut ce ne interesează de tot. Mulțumesc, domnul Comandant. Referitorul de deșeuri care se fac pentru societatea de gaz a orașului Bozău, să ne vorbim cu Sorin Grigorean în Consiliul de Administrație și subsemnatul din februarie sau martie în act. Deci n-a trecut niciun an și cu siguranță este normal să vină și să spună ce se întâmplă acolo cu ceea ce avem noi la reprezentare acolo. Cu siguranță, cel puțin din partea mea, vă asigur că în luna decembrie, de la sfârșitul acestui an, vă dat acest raport. Cred că mai mult de acest lucru. Mulțumesc. Domnule. Haideți să ne un pic mai mult. Adică, scuze-mă un pic, domnule. Nu știu, domnule. Adică, la ceea ce știu eu, de ce mi s-a prezentat nou, eu voi pune pe masă tot ce s-a discutat acolo. Vă asigur de lucrul acesta. Haideți să întrebăm un pic la punctul respectiv. Eu am avut o discuție mai lungă și cu domnul Grigoreanu și cu domnul Grigoreanu. Și am înțeles foarte clar motivul pentru care se face această linie de comunicare. Nu se face pentru cumpărare, ci vreau să facem pur și simplu pentru care. Adică și vrem acum să facem tot ce să plătească înainte de a consuma. Asta e unul. Și a doua, eu m-am interesat doar la dumneavoastră, așa și la domnul Grigoreanu. Eu n-am înțeles că noi plătim asta. Eu am înțeles că trebuie să dă linia de credit pentru un orcaz este. Deci nu se duce domnul profesor Oancea acolo sau domnul consilier Oancea acolo ca să pună bani din partea noastră. Eu așa nu înțeles că nu noi suportăm asta. Și societatea. Deci nu indică nicio plăteală financiară acest. Eu asta nu înțeles. Mulțumesc.
la vot. Cine este de drum? Yeah.
diferit, da? Mă rog, nu am nimic la împotrivă, vă spun, sunt de-am trecut cu trecerea asta, dar problema este că... Așa este cererea legea așa pe vede, uitați să-l văzut mai multe. Ne pierd un vreme, Consiliul de Administrație putea să facă lucrurile atunci. Nu știu mai toți, că ne-am atâta și ne-am interes, am văzut o lună de zile ca cineva să spună acolo că domnul imperativ cere, nu știu ce. Nu cred că era acasă. Și ești și răspuns acolo, e clar, să organizez concursul. Bună ziua. Domnul Neicu are dreptate, domnul consilier Neicu are dreptate. Acest atribut nu aparține Consiliului de Administrație. Dar, pentru a putea fi scos la concurs, trebuie transformat din farmacist în farmacist șef, pentru că așa este un ordin, cred că 444 din 2019, care acolo unde este farmacie cu circuit închis în cadrul unității cu paturi, este un singur farmacist, dar trebuie să fie șef. Însă, am ajuns aici datorită faptului că așa mi s-a cerut prin răspunsuri scrise de la primărie. Hotărâre de Consiliu de Administrație, hotărâre de Comitet Director. Nu, de asta s-a ajuns în faza asta. Bun, spun la vă cine este pentru.
Împotrivă? Abține? Punctul 4. Proiect de hotărâre numărul 95 privind modificarea și completarea contractului de delegare între serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 4/2009, autoritate în acta discrezată, inițiator primarul orașului Dubnov, ce este vorba de aderarea unei comune din județul Botoșan la Arsaces și preluarea de către ea municipal a infrastructurii de adaptare cu apă și canalizare. Sunt întrebări? Cine este? Comisiile. Cine este pentru? Poliția este dimineața acolo, nu de faptul ăsta, sunt dimineața acolo,
Dar după o anumită oră nu mai este nimic să supraveghează și siguranța elevilor nu mai este prea bună la momentul respectiv. Eu nu cred că este nimeni să faci pe problemă. Doar o scurt în mențiune dacă nu a fost prezentată. Nu este vorba de alt chioșc. Este vorba de chioșcul care există mai la de-aia acum și este în curtea la liceul tehnologic. Ei, patronul de acolo, societatea, a fost înștiințată de conducerea liceului tehnologic. Pentru a-și ridica și a-și putea de acolo chioșcul respectiv. Practic, noi anuntăm cu 10 metri mai jos, doar să fie pe domeniul public. Pentru, știți foarte bine că acum nu sunt. Mai zic, băi, concesionare, închiriere, în partea de domeniul public la școală. Și atunci, este același coș care există, mutăm mai jos în să-mi explica situația asta de asta, nu? Da, da, da. Pentru că, să-l văd, acolo este interzis, nu? Știți foarte bine că nu se poate... Da. Deci, nu e reprezentat studiile respective și unul ne-a fost o maximă să mergem să ne ridicăm coșul ăla. Și asta a fost propunerea dumneavoastră. Este ok, că nu este la primărie, acolo și în așa este. Să domnice. Evident că trebuie și o zonă de asta de sincerie alimentare pentru copii în jurul școlii. Să zicem, pentru că nu mai este voie mai fi în interiorul școlii. Dar cred că amplasamentul acela acolo, îmi pare rău că trebuie să spun, nu este chiar potrivit, pentru că acolo și așa este destul de dificil de circulat din cauza elevilor și a tuturor persoanelor care sunt în zona aia cu policlinică, cu tot ce mai este pe acolo. Deci, practic, pietonal în zona aceea este foarte intens. Poate nu pe parcursul întregii zile, dar, nu știu, să înțeleg că e pus pe față verzi, mai așa s-a problemat. Nu este, domnul profesor, dar nu mă știți. Stați un pic ca să vă explic, ca să nu ne mai dăm cu părere. Este vorba de locația unde este punctul de îmbarcare călători. Acum, unde avem stație unde stau călătorii, copiii, elevii, cine stau adăpost, este alături de punctul respectiv. Nu, el este un trotuar acolo. Un trotuar mai lărgit, datorită faptului, este mai larg terenul acolo. În altă parte, n-am avut unii. Dumneavoastră a mers cu cineva la urbanență, la domnul reprezentant și a zis că mergeți acolo și găsiți zona cea mai unde este, să nu aglomerăm și nu încurcăm circulația, să fie ce mai ok. Și altă zonă n-am identificat. Dacă vrea să propuneți altă zonă, noi suntem deschis la discuții. Este vezi drumul, este și să facem mai mult. De unde vezi dumneavoastră, și cred că era, nu știu dacă era mai bine sau nu, dar era și să facem mai mult. Față de cel care se propune acum. Trebuie văzut, exact. Acum... Unde propuneți noastră că n-am fost atent? Este drum, unde sunt fontanele. Bine, este o casă acolo, nu știu, cred că nu se poate în fața acelei case sau... În curtea acolo, când este... Dar atunci ce facem? Ducem copiii, mai ducem mai încolo, să mai traversează o stradă. Și aici au fost o discuție. Ce facem? Îi ducem undeva la sau mai cât mai apropie, în apropiere acolo. Eu n-am o problemă, doar că se propune și se analizează, dar acolo este și punctul cealaltă de colectare de jeuri. Deci n-ar fi corect să fie acolo. Mă rog, poate că legea mai potrivit să zic. Corect. M-am gândit acum aici, dar nu știam exact ca cum vrea și ce vrea să duce cu cioșul acela. Exact. Dar am înțeles informația pe care a dat-o domnului consilier Neicu, dar totuși trebuie să se ia în considerare traficul care este în zona aceea. Și să ferească unde să duce pe pentru că se duce cu ochii grămadă acolo, fața la cioșul ăla, și se oturează foarte mult acolo. Eu nu spun că suntem în epavarea acelui om care trebuie de tot o afacere. Dar este să ne gândim la mai multe lucruri. Domnul consilier, dacă aveți altă problemă, suntem deschiși. Să o luăm în seamă și să o analizăm. Dar acolo nu-i vorba de afacere foarte mare. Sunt de acolo doar că au afacere de amizirii și datorită faptului că produsele respective sunt cumpărate de copii, trebuie să o lucru mai mare. Sau există riscul să nu mai să ne concesionăm, să meargă de acolo. Și copiii se merge, se meargă de acolo să-și umple prin centru oraș, în altă parte. Nu e o solicitare acum. O analizăm împreună. Dar mie îmi pare de acolo cel mai bun. Domnul
Persoana care a făcut solicitarea trebuie susținută să-și continue activitatea, să-și continue afacerea. Atâta timp cât are logistica necesară și a cheltuit niște bani, ar fi păcat să o împiedicăm să-și continue sursa de câștig, să nu-și continue sursa de câștig. Dar amplasamentul Chioșcului, susțin punctul de vedere al domnului Acea și al domnului director, este mai puțin reușit. Cred că ar fi peste o variantă să nu fie schimb în această intersecție, unde, dacă vă mai amintiți pe figur, a mai fost un Chioșc verde, așa, care arăta cum arăta. Intersecția trebuie să fie liberă în condițiile traficului de acum. Atâtea autoturiste care vin despre Copaci, atâtea tiruri care circulă pe strada Mihai Eminescu despre Botoșani. Poate trebuia văzut dacă un amplasament la ieșirea din parcarea de la Liceul Tehnologic nu era mai potrivit. Acolo există și o bună vizibilitate și din stânga și din dreapta. Este la fel de aproape și de Liceul Tehnologic și de colegiu. Doar că cei de la colegiu trebuie să traverse de stradă. Oricum trebuie să traverse de stradă. Și într-o la Liceul Tehnologic, acolo, trotuarul este mai foarte impus. Este în jumătate în față din propunerea care o facem noi în partea aceasta. Dar mai există spațiu de la trotuar până la gardul. Da, dar acolo știți foarte bine că este o pantă foarte mare și nu se poate amplasa. Acum avem și persoana de la dacă este să se amenajeze, atunci se desfășoară lucrările necesare pentru a amenaja spațiul ăla să poate fi pus pe o școală. Nu e chestie de pantă. Dar în sfârșit, dumneavoastră credeți că amplasamentul ăla este cel mai bun. Când o să fie prima oară situația, o să vă demonstrăm când a fost. Domnule, eu vreau să vă spun apropo de aceste chioșuri, pentru că am avut o mână la mine. Se pot face multe școli, dar trebuie este o procedură. Foarte m-am interesat la Pașcani. Deci Consiliul Local se scoate la licitație, pentru că noi asta nu am avut la școală. Se scoate la licitație cei 10 metri pătrați cum am avut noi, dar după aceea Consiliul Local se facă de mersul ca minister. Și vă arăt procedura, vă primit procedura la domnului secretar general, să vă arăt procedura pe care am avut și de la ea și de la Pașcani. E adevărat că Ministerul nu prea dă reștiția aprobării. Asta e foarte clar. Dar asta și soluția este dacă foarte scrie în lege. Păi, vă scuzați să intervenia. Păi dacă se poate această procedură, de ce îl scoatem pe omul ăla de acolo ca să dăm înapoi? Vă așa înțeleg în procedura asta. Domnul profesor, procedura pe care o explică domnul director de aici este pentru situația în care elevul iese din curtea... Păi da, dar ei au primit acolo... Iese din curtea tehnologii, eu știu acum. Da, domnul profesor, o vedea aia care a găsit descoperiți că n-am niciun fel de act. Asta a fost problema. Domnul director, eu înțeleg. Dacă tot vrem să facem procedura asta, ce facem? Un virus poate, facem procedura și îl băgăm înapoi. Nu mai înțeleg atunci. Haideți să facem un trebuie la început. Da, dar aici trebuie să vină școala cu adresă, după care cu adresa respectivă, noi îți aprobă, adresa merge la inspectorat, va fi chemat directorul acolo să dea o explicație, după care se duce la minister. Ministerul trebuie să răspundă primăriei dacă este de acolo sau nu este de acolo. Păi mă trimite procedura la procedura mai este de acum, procedura e de 1000 de ani, de la 2003 există. Orice unitate școlară trebuie să ceară vizul ministerului la momentul când vrea să facă ceva în incinta unitatea școlară. Unitatea școlară este proprietate. Acum este, e nu proprietate. Care este regulile date la administrație? Care este regulile date la administrație? Să ceară vizul ministerului. Așa există procedura în 2003, nimic diferit. Și unitatea da, se da, poate la 1 din 2011 s-a schimbat ceva. Sunt modificate problemele procedurale, dar procedura există din anul 2003. Nu e nimic nou, n-a făcut ieri, există. Bun, dar acum... Dar fiind procedura extrem de detaliată și destul de complexă, nici o unitate preferă să nu o facă. Mai o să-ți uitați la învățământ? Da, dar dumneavoastră trebuie să o obține de la Ministerul Administrației. Deci noi trimitem
avem solicitarea, facem proiectul absolut toate, trimitem inspectoratului, părinții inspectoratului ajunge la minister, dacă ministerul ne dă aprobarea, se face o durere definitivă. Cam asta e procedura normală. Dar toată procedura asta are niște detalii, credeți-vă. Cine este pentru? Acord? Împotriva? Abținere? Punctul 8, proiect de hotărâre numărul 99, privind aprobarea concesionării fără licitație a strategiei de 6.5 metri pătrați pe an, situată în scara Bogdanovă, bloc 3, scara A, înscris în cartea oficială la numărul solicitat Gheorghe Nicolae pentru extindere pe teren alăturat prin amenajare în plină prezentare produse electronice, indicator primarul orașului. Comisiile? Aveți favorabil. Vă rog, discuții. Supun la vot, cine este pentru? Punctul 10, proiect de hotărâre numărul 101, privind aprobarea modificării acționarii actului SNC Ecosalubri Zâlău S.A. prin cumpărarea de către acționarul majoritar orașul Zâlău a acțiunilor deținute de la comunele Berenț, Comisii, Păstrat, Cetrevița, inițiatorul primarul orașului Zâlău. Comisiile? La comisia a trecut, dacă pot să mă afectați la, am soluție și domnul primar sau domnul Iureanu, să dea mai multe explicații legate de aceste acțiuni, pentru că bănuiesc că aceste acțiuni au început, au avut o valoare, acum au o altă valoare. Am văzut acolo o sumă de 40.000 în început, dar se dau mai 24. Deci bănuiesc că acțiunile au scăzut. Poate ne dați mai multe explicații de ce este nevoie să cumpărăm acțiunile. Adică aș trebui explicații, nu știu, domnul Grigoreanu? Da. Eu pot să vă spun în legătură cu valoarea acțiunilor. După cum am discutat în primăvară, s-a dispus să începem demersurile pentru a deveni acționari, adică să fim 100% acționari ai societății. Și după aia să găsim o formă, pentru că nu se poate decât să fie minim 2 acționari, într-un an de zile să o transformăm în SRL. Asta e prevederea legală. După discuțiile pe care au fost în Consiliul Local și la nivel de executiv, s-a dispus întocmirea unui raport de evaluare a societății și a stabilirii valorii reale a acțiunilor. Cred că aveți la mapă valoarea acțiunilor stabilite. Într-adevăr, de la momentul înființării societății și până în prezent, acțiunile au scăzut. Deci, cum a spus și domnul director, de la 44.000, acum plătim 24.000. După, asta s-a făcut cu un evaluator autorizat, care a respectat standardele legale pentru stabilirea valorii. După întocmirea raportului, s-a înaintat către acționarii, respectiv comunele care erau parteneri în societate, care au fost de acord să putem achiziționa aceste acțiuni la valoarea stabilită de evaluator. La momentul prezentării materialului, aveți la mapă toate hotărârile de Consiliu care au aprobat să ne vândă acțiunile la valoarea stabilită de evaluator. Dacă dumneavoastră aprobați astăzi, noi o să cumpărăm aceste acțiuni. Avem și o rectificare unde s-au propus banii. Cumpărăm acțiunile și după aia, într-o lună de zile, sau avem maxim un an de zile, trebuie să venim în fața dumneavoastră pentru a găsi forma de SRL. Avem un an de zile prin lege să o transformăm în societate, în SRL, răspundere limitată. De ce facem lucrul acesta? Simplu. Dacă societatea nu este 100% a noastră,
noi trebuie să delegăm serviciul prin licitație publică. Deci nu mai putem efectua lucrările de mătura stradal și spații verzi din oraș decât în urma unor licitații publice. Dacă societatea este 100% a noastră, atunci se poate da prin încredințare directă. Atât. Deci, în SRL se putea face SRL până acum, dacă nu se cumpărau acțiuni. Păi nu, asta e singura formă, pentru că noi eram pe acțiuni, dacă nu renunțau ceilalți parteneri, nu aveam cum să facem următorul pas sau următoarea etapă. Vreau să întreb ceva. Aceste comune, cu ce au venit? La el nu s-au venit. Utilajul, cu bani, cu ce au venit? În numerar, din câte mi-aduc eu aminte, dar cred că scrie și în statut, au venit cu bani, bancheș. Numerar. La ființarea societății, pentru că au fost mai mulți societăți. Dar dacă s-au ființat societatea, au venit fiecare în funcție de numărul de acțiuni cu părți sociale. Astfel eu au devenit acționar la societatea respectivă cu un procent mai mic sau mai mare, în funcție de cât au contribuit. Sigur. Noi nu puteam pune această societate în sistemă și să facem cum sterile mai înainte. Dar până în final, tot trebuia să... Dar ce un final, poate? Un an? Dar nu se... Dar... Nu era o altă poziție. Hai să mai spun un an ca să scadă acțiunile și mai mult. Nu, dar nu poate fi și domnul Dăzut. Domnul Consiliar, pentru noi, pentru acționare, pentru Dăblău, este foarte bine cost căzut. Nu este rău, pentru că noi ne plătim la acționare ceilalți un preț just, un preț corect, aveți. Care a reieșit, reieșit, urmări unei evaluări. Trebuie ca unii juriști să putea face un SRL înainte? Și cu prezenta societatei ce face? Ei sunt doi ani, doi ani în sistem, nu se poate. Ce înseamnă să dai în sistem? Adică nu închid, nu închid. Și cine răspunde pentru? Trebuie numită, știți, trebuie pentru... Trebuie administrată, domnul consilier. Mai bine, s-a venit foarte greu, știu. Nu, nu, pentru lichidare voluntară. Sunt niște etape cu oameni care trebuie plătiți. Sunt mai multe etape. Și e o variantă. Era o variantă și asta, dar noi nu am discutat la nivelul Consiliului Local niciodată că se merge pe... Și am trecut, am spus foarte bine. Să poate fiind sau să spus că da. Așteptăm deciziile Consiliului Local din comunele respective care s-a acționat. Acum l-au venit un an, veniți acum a cumpărat acțiune. O să mai treacă un an? Raportul de evaluare a fost finalizat în septembrie. S-a trimis la comune, au dat comunele hotărârile și imediat am intrat noi. Bă, eu am înțeles... Ideea este că trebuie să poată cheltuim banii acestui. Păi tocmai de asta îl transformă. Dar asta e orice banii aia, dar era tot în sarcina noastră, la acționar majoritar, să vedem ce facem cu societatea respectivă. Și atunci, și acolo trebuia să funcționeze, trebuie să o lichidez. Să plătim salariul unui lichidator, sunt mai multe etape. Mai era o variantă, varianta cea mai simplă, că noi nu avem nici interes una sau alta. Am ales varianta cea mai bună, care nu a dat o noi să împreună. O completare, dacă îmi permiteți, să ținem cont totuși de contracte de legare acestui serviciu de salubrizare încheiate de comune cu Ecosalubres. Au fost denunțate abia după intrarea în vigoare a operatorului, acceptarea operatorului în majestatea organizată de azi. Abia atunci, în momentul în care și noi am văzut clauza de încetare a contractului de legare pentru anumite activități, colectare și transport deșeuri, comunele au renunțat la contractul de legare. Nici nu se mai justifica oarecum rămânerea lor în societate. Înainte de momentul ăsta nu prea s-a putut face transformarea în SRL. Bun, în ședință am înțeles că cel puțin în luna decembrie, sau cel mai devreme în luna decembrie, se poate trebui să formeze SRL, se poate veni cu un proiect. Eu am spus altceva. Sigur. Care în două sau trei luni de zile să fie proiectul aici. Dar așa să rămână. Nu acum facem așa și nu mergem la sfârșitul anului că facem treaba asta. Pentru că ei și am avut. Eu am înțeles că vreau la un moment dat. Da, da. Societatea rămâne la noastră. Din momentul acceptării de către dumneavoastră, asta cum considerați dumneavoastră, societatea rămâne 100% a noastră cu acționar unii. Dar legea nu prevede să fii acționar unic. Nu, nu există. Și atunci a dat posibilitatea legală și îți dă un an de zile, că dacă nu te desfințezi de drept, adică nu, după un an de zile nu mai poți funcționa, indiferent dacă facem noi sau nu, facem ceva,
Mi-a dat posibilitatea un an de zile să o transformăm în SRL. Este cadrul legal. Dacă într-un an de zile nu reușim, se desfințează de drept. Deci nu poți fi acționar singur. Societate pe acțiune înseamnă minim 2 acționari. Bun, asta am înțeles. Dar numai atâta rămân, 24.000 de plătit. Nu, noi plătim și aveți o rectificare. Deci nu este 24.000. Hotărârile Consiliului Local sunt date cu suma aceasta, inclusiv hotărârea dumneavoastră de astăzi, proiectul de hotărâre, specific aceeași sumă. Acolo s-a întâlnit la 40.000 de asta la urmă. Dar nici până la sfârșit de valoare n-a făcut cumpărarea asta. Deci e cea mai corectă modalitate. Nu am înțeles, din material am înțeles că sunt 40.000 și se dă mai atât acum. Eu n-am înțeles bine, nu am înțeles bine. Domnul Rostel. A fost comandat și s-a întâlnit un raport de evaluare a acțiunilor OSCE Ecosalud. Raportul a fost trimis și la celelalte comunitate. La toate parte. La toate parte. Nu era normal ca acest raport să fie pus și la dispoziția Consiliului Local? Sau să însoțească acest preț al acțiunii? Că nu mai era ca la suspendere. Da, sigur, nu era preț. Deci, vă trebuie să vă pun la dispoziție, sunt aproape 1000 de mașini de raport. Nu e nicio problemă. Aș fi fost interesant să văd ce activ mai are acum. Aveți 600 ceva de pagini. Dar nu, cred că activele sunt câteva pagini. Agența 2 se referă strict numai active. Sunt aproape 600. Că la fiecare există detaliere. Nu știu, modem, dacă erau, există detaliere la fost evaluat. Dar pentru că la dispoziție nicio problemă. L-am și scanat, mi-am trimit online. Da, mulțumesc. Adică vreau să vă spun că am fost foarte mult de lucru. Și nu am vrea să spun acum, se plânge, că a fost un volum mare de lucru. Dar am avut o colaborare, zic eu, cu Neșoară și de multe ori chiar am avut și discuții neprincipioare cu evaluatorul, pentru că permanent ni se cerea documente, ni se cerea documente. Practic, au făcut o radiografie a întregii societăți, privind activele și pasivele societății. Și a fost foarte, un volum foarte mare de lucru. Într-un final a ieșit prețul acțiunii și eu nu am fost contestat de ceilalți acționari, înseamnă că a fost o lucrare eficientă și corectă. Situația firmei o să aduce la zi acum, ai plătit impozite pe salarii, sănătate, tot a făcut cum stăm economic pe voastră. Financiar. Nu avem de la ei nicio comunicare. Acum, la sfârșit de an, să avem situația exactă. Domnul consilier, discutat permanent cu managerul, cu directorul, cu contabilul șef, deci nu au probleme, nu sunt pe pierde la data de astăzi. Sunt cu salarii de la zi, sunt operatici, asemenea. Au dat. Mai au și sume. Dacă îi dau și creanții, aici e problema. Dacă discutăm în acea contabil, ei nu sunt pe pierde. Problema este că ne trezim în luna decembrie. Dumneavoastră spuneți acum clar, Filipele, că nu și la fel și soare, până la fel. Și în luna decembrie, și nu ne trezim că mai trebuie să dăm niște bani ca ei să-ți plătească datorii. Asta e ținerea. Asta era problema. Sincer, vă spun eu că nu aveam nici o solicitare, dar nici informare de genul ăsta. Și ne-am dorit să fie așa. Să nu pot să o mai întâmplă. Supun la vot cine este pentru. Thank you.
Consiliului de Ședință pe săptămâna de decembrie 2021, urmează domnul Viorel Ciocă. Cine este pentru? Care era dată printr-un ordin al Ministerului în funcție de ce contracte avea Agenția Națională de Locuințe în decursul anului precedent. Acum ne raportăm la valoarea de inventariere inițială a acestor imobile, din care scădem amortizarea, actualizăm rata inflației și cu acel procent de 0,91 pe rang de localitate. În momentul de față, cu formula nouă de calcul, ne ies valori mai mici pentru vânzare. Consider că e un moment oportun pentru cei care vor să cumpere, pentru chiriași. Diferența e destul de mare. Prețul vechi era la un apartament cu două camere, de exemplu, era undeva între 38.000 de euro și 40.000 de euro. Acum e undeva între 26.000 și 33.000. Asta a fost pe modificarea de acordare a chiriilor. S-a modificat prin acea ordonanță și termenul de a obține o repartiție a locuințelor. Înainte era de doar 36 de luni de la împlinirea vârstei de 35 de ani. Acum s-a mărit la 60 de luni, iar specialiștii din învățământ și educație pot să solicite închirierea unei astfel de locuințe, indiferent de vârstă. Dacă există. Dacă există locuințe libere, da. Mulțumim, supun la vot, cine este de ajuns? Și înainte, știi, banii.
mulțumesc. În urma analizei execuției bugetare și a tuturor solicitărilor primite, considerăm că cu această rectificare propusă acoperim toate problemele din acest an. Deci, în afară de ce s-a propus astăzi, la toate capitolele bugetare și toate serviciile finanțate de la bugetul local, sunt asigurate salarii, cheltuielile pentru utilități și pentru celelalte acțiuni votate la început de an. Deci, putem spune că cu rectificarea respectivă reușim să acoperim toate problemele. Prima propunere de rectificare este, toate sumele din rectificare sunt propuse a se finanța din fondul de rezervă. Pe două motive. Unul, în fondul de rezervă am avut niște sume duse prin rectificarea la ultima ședință de Consiliu, ele fiind primite de noi de la Guvernul României, din fondul de rezervă a Guvernului României. Și atunci e normal ca aceste sume să fie cheltuite până la sfârșit de an, că prin normele de închidere ele pot fi retrase de către Guvern. Deci prima propunere și în convențiune, tot în cadrul rectificării, vedeți ultima parte, am supus analizei dumneavoastră și dispoziția primarului prin care s-a distribuit sumele primite prin hotărârea Guvernului 1088, tot din fondul de rezervă, a fost alocată suma de 1 miliard de lei vechi, 100 de mii de lei, iar legea finanțelor publice și hotărârea de guvern îi dădea posibilitatea ordonatorului decrete să stabilească destinația, la prima ședință de Consiliu să fie adusă la cunoștință consilierilor locali. Deci suma de 100 de mii de lei atunci a fost alocată pentru necesitățile spitalului. Aveți și notele de fundamentare, exact ce a spus și domnul Neicu. Am considerat că era un vârf al pandemiei atunci și solicitările spitalului să le tratăm cu urgență. Și încă o sumă alocată pentru persoanele și personalul cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare. La celelalte sume din fondul de rezervă am propus 358.800 de lei, după cum urmează. Suma de 98.000 de lei cofinanțăm proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în orașul Hârlău. Prin hotărârea numărul 82, Consiliul Local s-a angajat ca anual să contribuim cu sume până se implementează acest proiect și la nivel de orașul Hârlău. Nu știu aici cei din Arstaceți ce pot să vă spună când o să fie efectiv investițiile în orașul nostru. Ați avut pe ordinea de zi și bănuiesc că ați discutat atunci. Suma de 98.000 de lei, deci ne-am angajat să o dăm, trebuie să o dăm, că face parte din contractul de finanțare. A doua propunere de finanțare este pentru a asigura în luna decembrie plata pentru asistenții personali și indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap. Suma necesară este de 124.500. Vreau să vă spun că, normal, suma aceasta, 90%, ar trebui să fie asigurată de către Guvernul României și 10% de către noi. Noi am solicitat la Ministerul de Finanțe aceste sume, deci până acum ne-a asigurat Guvernul până în luna decembrie partea lor de 90%, dar pentru luna decembrie nu sunt încă alocate sume. După cum știți, nu a avut loc rectificarea de buget. Avem promisiunea că la rectificare vom primi și partea de 90%. Dar până atunci noi plătim salariile pe 8 decembrie. Nu putem să lăsăm să luăm noi salariile, iar persoanele cu handicap să le lăsăm undeva la sfârșitul anului, eu știu, la Crăciun sau după. Și oricum obligația legală este a noastră de a plăti, chiar dacă avem de recuperat bani de la stat, că ei au contracte cu noi. Nu au cu Guvernul României. Noi, la rândul nostru, solicităm bani de la Guvernul României, dar obligația legală de a plăti la timp salariile este a noastră. Cu această sumă acoperim necesarul pentru persoanele cu handicap. Următoarea propunere este la centrul social să acord tichete sociale. Din adresa lor ați văzut că doar de 12.500 lei au nevoie.
Următoarea sumă propusă este cumpărarea acțiunilor, ce am discutat mai înainte, 24,7 mii lei. Cealaltă sumă este de 9.300 pentru înlocuirea centrală termică în sediu Smurd, orașul Hârlău. Aveți note de fundamentare. La poliția comunitară, suma necesară este de 31.000 de lei. Într-adevăr, puteam să scriu și în referat mai detaliat, dar inclusiv ceea ce spun acum se consemnează în procesul verbal și poate fi consemnat, este o dovadă și toată lumea poate să verifice și este un act la fel. Suma de unde provine la poliția locală? Pe parcursul anului, aici am avut în cadrul poliției locale o persoană bolnavă de COVID. Sumele nu se recuperează de la Casa de Sănătate, deci suportă din bugetul local pe perioada bolii. Mai am avut 8 cazuri de 8 certificate de concedii medicale. Suma lunară este mai mare pentru plata salariului în momentul în care cineva este în concediu medical. Aici, undeva la 9 luni, cam e termenul unde recuperăm banii de la, punem banii de la noi și recuperăm de la Casa de Sănătate. Și în plus, anul ăsta au desfășurat mai multe ore de noapte față de ce am prognozat la început de buget, întrucât fiind o stare de alertă, au fost solicitați, cred că mai mult noaptea. Programul orilor de noapte nu o stabilesc eu. Deci de aici provine suma de 31.000 de lei. Avem fundamentare pentru orice bănuț și oricum, dar nu putem plăti ceva care este ilegal sau să solicităm mai mult, rămân banii acolo și nu putem face nimic cu ei, decât să le respectăm destinația. Următoarea sumă propusă de 50.000 de lei, la iluminat. Aici la iluminat, în afară de prețul, cum a explicat și domnul primar, care a crescut, ei fac și acele regularizări, acele estimări, care niciodată când îți fundamentezi, nu ai cum, că citește. Și am și la mine ultima factură, dacă o vedeți pe luna noiembrie, este de 24.000. În decembrie avem iluminatul stradal, unde factura crește, mai avem în cont acum în jur de 8.000 de lei. Deci, din analiza execuției bugetare și a facturii din lunii noiembrie și estimarea pe lunii decembrie, deci ca să închidem anul fără nicio datorie, pentru că avem bani în fondul de rezervă, am estimat suma de 50.000 de lei și ei, oricum, în luna decembrie, ne fac facturi estimative. Ne reglăm celălalt an, dar ei estimează, știe că luna decembrie e o lună cu consum mai mare, plus sau au crescut consumul și prin numărul de lămpi. De la an la an, tot mai punem mai multe lămpi în anumite zone. Deci de aici provine suma de 50.000 de lei. Pe urmă s-a mai alocat 1.300 de lei pentru indemnizația de instalare la școala Părcovacea unui cadru didactic, la grădința cu program prelungit pentru a acoperi solicitările cadrelor didactice privind naveta, erau nevoie doar de 2.500 de lei, celelalte instituții, și la Părcovaș 5.000 de lei, iar celelalte instituții se încadrează în bugetul calculat la început de an. Deci nu sunt probleme cu naveta cadrelor didactice la celelalte instituții de învățământ. Considerăm că închidem anul cu bine, mai sunt niște lucruri care nu s-au finalizat și s-au propus anul ăsta, o să rămână bani în excedent, avem acoperișul primăriei, mai sunt, nu știu, investițiile nu sunt 100% finalizate, dacă nu sunt recepționate o anumite sume, poți să rămână în excedent, că nu poți să plătești dacă nu ai și recepția făcută și toate condițiile legale. Orice întrebare, vă stau la dispoziție și vă pot prezenta și documente în ce senzori din voastră. Spune ce ne-am amendament, să vedem. Cred că am fost de nerva asta bănuiesc că la spital, dar vreau să subliniez
Banii la spital au fost deja alocați prin dispoziția primarului, când ne-a permis cadrul legal. Acolo, dacă banii au fost angajate cheltuielile, conform legii finanțelor publice, noi nu mai putem retrage banii de la spital. Pentru că am încălcat alte legi, pentru că ei, în baza rectificării făcute de către primarul orașului, au angajat niște cheltuieli. Legal, nu avem posibilitatea asta. Deci, după mine, amendamentul privind banii de la spital nu îndeplinește condițiile legale. Dar celelalte trei amendamente, celelalte două, dacă am aprobat hotărârea cu cumpărarea acțiunilor, bănuiesc că trebuie să dăm și banii, că altfel nimpotmolim, nu ducem până la capăt ce am aprobat hotărârea anterioară. Cu iluminatul am explicat. Dacă nu plătim iluminatul și nu plătim, ne cresc majorări, există riscul să întrerupă iluminatul public, deciderea va aparține. Și cealaltă, la poliția locală, v-am zis, nu-i putem lăsa fără salarii, sunt probleme apărute pe parcursul anului, concedii medicale, COVID, ori de noapte, din analiza execuției și bugetul inițial, s-au făcut calculi la zi, noi suntem, avem o lună de plată, am făcut o simulare pe calculator la fiecare capitol, o analiză la fiecare serviciu am făcut, deci singurele probleme aici au rămas. Restul ne-am încadrat cu ce s-au aprobat la început de an. Cred că este foarte bine. Un buget în care vii doar cu foarte puține rectificări spre final, înseamnă că a fost foarte bine fundamentat. Părerea mea. Mulțumesc. Am și o întrebare. Dacă ați dat până la noiembrie la Ivan 24.000 de lei. 24.000 de lei. Și ce am pus 50.000 de frica de a lua banii stat înapoi? Poftem? Deci am pus de ce vei 50.000? Păi 20... Dacă am dat 26.000 de euro, dacă am pus 50... Păi 24 luna noiembrie, în cont, ca să plătim factura lunii noiembrie, că încă nu este achitată, avem 8.000 de lei, am spus mai înainte, și pe luna decembrie am estimat că suma va fi mai mare de 24, că în decembrie dăm drumul la iluminatul public. 24 și cu 24, dacă erau egale, erau 50 și cu 8.058. Pe asta înseamnă 50.000 kW. În jur de 1.000, 90.000. Dar ei fac ce? Depinde și în factura pe decembrie, care tot în decembrie trebuie să o achităm. Dar mai e factura pe decembrie, de obicei, e estimare. Și ei estimează mai mult, că știi, consumăm. Noi nu putem contesta că le permite legea că e estimare, ne regularizăm la 6 luni sau când vine și citesc, dar până atunci trebuie să achit. Deci tu rămâne nimic plătit. Dar asta e legea cu E1, ei regularizează. Deci poliția locală nu are un anumit număr de persoane în fiecare parte? Am explicat. S-a suplimentat numărul de persoane? Nu. Și atunci ce să mai mătrui? Deci, domnul consilier, ce este estimarea oamenilor pe doamne? Faci o estimare ca să pierdem bani sau faci o estimare așa? Nu mai explic o dată. De parcursul unui an bugetar apar situații care nu au fost prevăzute la întocmirea bugetului. De asta legea permite aceste rectificări și statul face și peste tot ați auzit cum se încadrează și mai are. La poliția locală, suma de 31.000 compune. Avem plăți, plata COVID. Plata COVID nu se recuperează de la casă, o pune de la noi. În lunile în care avem concedii medicale, mai avem 8 concedii medicale la salariați, în lunile în care ai concedii medicale, salariul crește chiar cu 1.000 de lei, cel puțin. Banii de la Casa de Sănătate nu îi punem de la noi, nu îi recuperăm acum. Îi recuperăm, am zis, maxim 9 luni. Iar mai sunt diferențe față de ce am calculat noi inițial la orele de noapte. Ei la orele de noapte inițial au calculat, fiind și situații de alertă, bănuiesc că au fost solicitați mai mult noaptea decât ziua. Dar influența cea mai mare din concedii medicale, adică eu am vrut să vă dau la liniuță calculul. Dacă vreți, vă invit la mine la serviciu, în cadrul serviciului, și vă arăt exact la fiecare, lună de lună, cum a fost calculat bugetul și cum... Dar analiza asta o puteam face și în comisie. E o chestie mai mult tehnică. Este consemnat în procesul verbal, se poate verifica. Cineva să votați pe ceea ce spun eu. De altă dată o să scriu și un referat mai detaliat, dar am zis că chestii, până la urmă, un buget și o rectificare înseamnă și o prognoză, o estimare. Deci poți să o estimezi și atunci, dacă nu se realizează, nu faci cheltuiala.
Nu eu să mai fac grări de credite, să fac... Sunt mai multe instrumente ca să poți funcționa. Înțeles eu că total, mea asta s-a făcut o anumită sumă. Da, și... Am vrea să o cheltuiesc mai sfârșitul anul, ca să stau în sumă. Și nu a ajuns la acea sumă, nu ajunge. Așa. Cam așa a spus, nu? Chiar nu asta spun. Dar nu ne-a stat nimic înapoi, domnul consilier. Așa a spus domnul Dariu, acum mai înainte. Ce a spus? Trebuie să cheltuim ca să nu ne-a stat înapoi. Nu! Nu am spus altceva. Banii din fondul de rezervă pentru a rezolva aceste probleme apărute, propuse la rectificare, i-am luat din fondul de rezervă. Iar noi, în fondul de rezervă, am avut sume primite de la Guvernul României, că la o ședință de Consiliu Local s-au făcut amendamente și s-au dus banii acolo și de acolo am propus să rezolv aceste probleme. Și am motivat și de ce? Pentru că nu pot să-mi asum un risc pentru că în care dacă nu lăs bani în fondul de rezervă, să existe, dacă nu sunt cheltuiți până la sfârșitul anului. Da, dar toată rectificarea, nu numai el. Deci, practic, polițiștii locali iau salarii mai mari, nu sunt modificat nimic, nu iau nimic în plus. Dar asta este mare. Viața din aur de numărul de ore de noapte. Eu v-am explicat ce am avut în vedere ca să rezolvăm problemele. Dacă nu se votează, este dreptul dumneavoastră. Ideea este că eu îmi retrag amendamentul. Eu am numai nu de explicații. În comisie n-am primit. În comisia, am înțeles... La comisia economică... Economică, am înțeles nici acum a fost prea multe explicații. De asta am făcut ca să văd și eu nu știu cheltuiu banii. Nu m-am întrebat concret. Eu am zis... Dar nu, dar dumneavoastră trebuie să veniți și spune, dom'le, asta fac. Așa e cum se votează. Nu, că n-am fost din care am fost informat. Da, nu e o problemă, da, ca să ca problemă. Nu, o problemă pe care eu vreau să vă întreb și cred că este transmitiment mai mult. Vă rog frumos să ne spuneți așa, ați avut un bolnav de COVID, cât ați plătit în plus? Puteți să ne estimați, dacă nu vă răspunde. Depinde de numărul vizitului. Nu, de fapt, dacă vă răspund la un COVID din ăsta, cineva care are salariul 2300, nu contează cine când dau numele persoane, ia ca aproape 4000 de lei. Și banii nu sunt mai ca să le asigure, nu sunt de la noi salariul e dublu la persoana care au avut. Eu v-am întrebat, vă spun, la 2300 de lei în mână, net, cel care ia, are 200 de lei COVID, ia ca aproape 4000 de lei, că nu mai spuneți că sunt vorbire tot de mine. Eu am avut cazul și la școală. Domnul Răsă, am avut cazul la școală, că de ce au luat salariul așa de mare? Dacă nu dumneavoastră faceți, da, am uitat. Nu, dar știu, dar nu vreau să dau nici numele pe asta, adică nu vreau să dau nici numele. Așa, dar
Evenimentul va avea o numără de 30. Așa. Mă invitați în tot ce se va participa. Va fi deschis de unde de unde o să slujbă, unde vor participa preoții, după care va fi depunerea de coroane și jertfe de flori, după care primirea tuturor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, bineînțeles și un scurt program artistic susținut de Casa de Cultură. Va lipsi din program de masa care era acordată tuturor în ziua de 1 decembrie, va lipsi și celelalte activități care erau mult mai complexe, pentru că este pandemie, nu am scăpat de pandemie, sunt multe probleme la nivel național și regional, deci vrează foarte bine. Este hotărârea numărul 105, care sunt prevederi de amestire doar pentru data de 1 decembrie. Vom vedea astăzi mâine, când va expira de 2-3 de zile de la ultima hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cum vor continua restricțiile privind pandemia la nivel național. Cam astea sunt informații pe care am pus să vă le aduc la cunoștință încă de la început pentru a nu scăpa. Da, era o problemă care a fost scris, e puțin mai altă problemă, dar vreau totul să o spun. Astăzi mă oprește în cetățean pe stradă, de-aia am scăpat că domnul primar o să verifice, Poliția a oprit 200 de poliția locală, 200 de lei, și că chipurile nu trebuie să-l primiți. Eu eram acolo, nu era acolo la comunitate, mai atât că a fost bătut de poliție, ceea ce s-a făcut așa ireală. Așa că a venit numai dumneavoastră poate discuta și de deschidere. A dat pe telefon, în prezența mea, la asta că m-am văzut pe mine și pe până acum și știa că sunt sigur. Nu am cunoștință de așa ceva, nu am nimic, nicio petiție la mapă, dacă mă mai întâlniți, vă vedeți să... Am spus să vină. Să fac un copil, trebuie procesul verbal, trebuie contestat în instanță, dacă așa da... Sigur. S-a pus că... Este un lucru foarte grav, dacă este așa, da? Nu, cred că... Da. Că merg bine. Să uitați să vă abonați la canalul meu, dar după un viitor cât mai apropiat, să uitați să vă abonați la canalul respectiv.
Vă completez un pic, eu mi-aduc aminte că s-a votat în Consiliul Local o hotărâre, ca cum spuneți dumneavoastră, nu avem o hotărâre în vigoare de genul ăsta? Când era fost o primar și în vigoare. Nu? Eu așa țin minte. Nu, acolo este traseul cu un decent pentru că răzurile sunt traseul. Mi-aduc aminte. Îmi spunea ascultat de mai multe ori. Îmi spunea prima vedere respectivă. Dar puteam avea vedere și... Aveți vedere pentru că... Să modernizăm că... Acolo când vreau să facem de aici. Să poșim unde la noi. Așezat, plasat, curățat, pe care se poate accede spre locare. De ce nu implementăm puterea de Consiliu de anul trecut pentru plata impozitului online? Ce se face, doamna secretar general? Ce se face în urmă de nerespectarea votului Consiliului Local? Aici avem birou separat, serviciu separat, taxe și impozite. Nu este în subordinea mea, într-adevăr este o hotărâre de Consiliul Local. Noi ce? Avem... Nu se respectă. Ce suntem noi? Suntem de acordat? Votăm așa ca să ne aflăm în treabă? Să vă răspund un pic. Deci aveam, cred că, cam două luni de zile, o lună jumate, două, de când sunt deblocate conturile primăriei. Deci, în momentul actual, nu avem nicio datorie. Inclusiv penalitățile și dobânzile de întârziere au fost achitate. Nu, dar este contractul semnat și cu banca. Exact. Nu știu. Nu știu că poate spus, poate este punctul. Așa spuneți de anul. O să, bine, acum, varianta a fost cu conturile blocate. Exact. S-au reluat toate procedurile de adroc. Acolo am avut mai multe oferte de la voi și în funcție de... Am pus o întrebare. Să face cineva vinovat din nerespectarea deciziilor conturilor blocate? Că este un an de zile de când... O lălăim așa. Ce trebuie să respecte în acest conturi? Cine? Atâta timp cât au fost conturile blocate, nu s-au putut. După ce s-au deblocat conturile, se lucrează și un punct foarte scurt, va fi o operație mașină. Eu știu că deținii Consiliul Local întocmai și la timp să respecte. Așa-i? Întocmai, clar. Deci trebuie să-și procedură. Nu, domnul este un an. Așa la nivel național, doar la termen și... Un an există, să-i dar. Nu, dar trebuie să... Deci în momentul dumneavoastră, vi s-au deblocat contul, trebuia foarte, foarte rapid să implementați acest lucru. Să respectați Consiliul Local. Consiliul este legiuitor local. Așa este, aveți dreptate. Dar sunteți executivul. Dar respectăm, domnul. Aia trebuie să înțelegeți dumneavoastră. Domnul Consiliu. Da, mulțumesc. Da, bine. Da, dacă nu mai e domnul Locu. Mați colegi, în această săptămână s-au încheiat în întrebările cu foarea cu voi de direcții de la Sfânt, la Sfântire de Învățământ, în oamenii Părblău. Am participat la Comisia de Interviu cu Școala Gimnazială de Părblău. Pe site-ul inspectoratului sunt publicate rezultatele. Ce am remarcat este că toți participanții de la Hârlău pentru acest concurs au luat note bune. Ce am remarcat la comisia la care am fost, o prezentare foarte bună a celor trei candidați. Urmează ca rezultatele să fie finalizate, sunt unele în perioada de contestație. După ce trece această perioadă, se vor calcula mediile finale și vor stabiliți câștigători. Am considerat că, din partea Comisiei Învățământ, trebuie să aveți această informare scurtă. A doua problemă pe care o zic în fața dumneavoastră, la ședința extraordinară din săptămânile trecute, am aprobat implementarea sistemului de telegestiune a iluminatului public. Aș dori să precizeze executivul dacă la această acțiune de schimbare a aparatelor de iluminat de vestul s-a avut în vedere și înlocuirea improvizațiilor de pe strada Dragul Polina. Clasele cu zone. Nu, nu vice prima dată. Da, și zone. Pe strada Dragul Polina sunt trei sau patru
din țeavă, din asta, care nu este folosită la stâlpii de iluminat, pentru drept conductor este folosit un tir, un conductor care nu este omologat pentru iluminat public, pentru spațiu public. Mă interesează dacă în acest proiect, în aceste cheltuieli, intră și schimbarea acelor sâmpi. Intră și zona asta. Mulțumesc. Nu am reușit să remarc în cheltuielile respective, dar dacă spuneți și asta, vă cred. Am cerut primăriei scris, pentru că așa am fost obișnuit, de către, sau așa mi s-a trebuit de domnul primar, o evaluare a cheltuielilor pentru renovarea sfatului în care a funcționat parcul Parkinson. Mă interesează dacă voi primi în 2021 acest răspuns. Domnul Zaterescu? Eu personal nu știu nimic de materialul dumneavoastră, nu ajuns nimic. Personal am vizitat spațiul în care a funcționat alt spațiu. Este vorba de fostul spațiu al parchetului de Lău. Este o clădire curată, funcțională, numai că trebuie cât de cât în până șterse acele urme ce au urmat după folosirea lui ca bucătărie. Și acolo pot fi desfășurate fie activitatea unui cabinet medical particular, fie poate fi transformat într-un spațiu cultural. Pot fi date mai multe întrebuințe acele locații. De asta încercăm fel de fel de folosire a banilor. N-ar fi normal să ne uităm puțin și la spațiul acela al terminului colegiului Ștefan cel Mare, să-l renovăm, să-i dăm o utilitate. Avem spațiul de la piață. La un moment dat am înțeles că s-au aruncat bani pentru acel spațiu de la piață rămas distrus în urma incendiului. N-am putea să-l folosim și să scoatem niște bani din utilierea lui. Plus, mai sunt câteva spații și am să merg ele în fața dumneavoastră a Consiliului Local. S-a discutat mult la Comisia de Interviu din partea celor trei reprezentanți ai școlii despre necesitatea unui mijloc de transport pentru elevii claselor pregătitoare și claselor mici în general, elevi care locuiesc la distanță mai mare de școală, cu referință directă chiar la romii de pe strada Păstărel Țurgureanu sau cei din zona satului Nou. S-a propus procurarea unui microbuz. Cred că, mergând pe această idee a microbuzului, a trecut perioada, guvernul a dat cândva microbuze școlare. Acum e mai greu să venim noi de la Hâmbrău singurani să ne cerem un microbuz. Vă propun și am discutat cu șeful de la actuala societate de transport care funcționează în cinta automatei pentru înființarea unui tip de itinerariu de autobuz, a unui traseu de autobuz, care să vină din satul Nou, să treacă prin zona străzii Păstărel Țurgureanu și să aibă o stație în spatele școlii Petru Graniș. Dar pentru aceasta, pentru siguranța elevilor și pentru o bună folosire a acestei variante, trebuie să facem acea parcare din spatele școlii. Și se poate face acea parcare din spatele școlii. Dacă cei de la urbanism s-ar duce și-ar analiza puțin situația, nu este foarte greu să fie mutat spre interior gardul unității de învățământ cu un metru sau doi. Și atunci lățimea parcării ar fi
mult mai mare, iar lungimea nici nu mai spun pentru că s-a răpit pe distanța întregului gar. Nu există temelie care să încurce, ar fi foarte ușor de mutat și investiția nu ar fi atât de costisitoare. Am amânat-o în dorința unui spațiu de, unui teren de sport. Nu putem amenaja teren de sport în spatele școlii. Deci este o propunere pentru un traseu de autobuz. Dacă domnul jurist sau pot veni cu o propunere de Consiliul Local. Vă rog să vă gândiți ce e din aș dori dacă domnul contabil șef a mai rămas, știu că este o perioadă mai încărcată pentru dumneavoastră, o scurtă informare cu sumele pe care Consiliul Local le-a aprobat, iar spitalul le-a primit în ultimii 3 ani. Sigur. Scurt, nu. Hotărârea de Consiliul Local, ce sumă a fost aprobată, pentru că sunt mai multe hotărâri de Consiliul Local, inclusiv în special la aceste rectificări de buget. Mulțumesc! Da, răzbarii, cum spune domnul Mătrăi cu acel cămin, cu acel cămin și cu acel cămin. Eu am făcut mai multe propuneri la dumneavoastră privind transformarea cantinei într-o eventuală sală de publicități. Bun, știu că nu sunt bani. A doua problemă, deși au venit reprezentanții din este, de unde erau, ca unii de două, dar au venit domnul viceprimar, a rămas totul doar la un nivel de discuție că dacă se făcea cantine era foarte bine. Eu și acum insist, dacă s-ar putea domnul Dresor să o duc, că este acolo o clădire total dezafectată. Nu, eu știu că am mai făcut o propunere a spus dumneavoastră să vină, nu știu ce, pe mine. Probabil nu fie păstrăită. Nu, 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 legat de investitorii care au venit cu propunerea respectivă și datorită pandemiei, ați văzut la Brani să nu mai putut veni, totuși noi am mai vorbit, am mai colaborat cu ei. Și am vorbit. Să-i mai invităm, să se mai vedem la o discuție și eventual dacă să vă contacteze, să mai stați de vorbă cu ei. Ultima dată am fost la colegiu și inclusiv ați avut o discuție cu reprezentanții din Consiliul. Au fost de două ori la noi la colegiu. Am dat la desigur. Am mai corespondat cu ei, dar nu am mai răspuns. Da, o să-i contactăm de nou. Trebuia să mai revină, nu mai revină, cum vine pandemia. Au fost probleme care au fost la vamă, știi și... Domnul Părinte. Pentru că toți suntem la discuții eventuale la școală, aș vrea să vă întreb, să vă rog să-mi spuneți, dar ce știți despre raportarea Caranțării la Revenția Caranțării? Hai să vă urmăriți, nu vrea să acolo avem amici inclusiv de la Iași, de la APA Vitalul, cred că este un avizul de la ei, să ne dea ei soluția astfel încât instalația de canalizare să fie funcțională. Că dacă instalația lucrează la locului de hotărâre, care să ne întreb și să facem canalizarea acolo. Eu m-am ridicat această discuție, să este în contact pentru că s-a evit această discuție privind cartina de la Comunitatea Național și Căminul. Și dacă se va fi o gândire ce se întâmplă cu aceste spații, cred că discuția trebuie să aibă loc între mai mulți parteneri, în sensul că nu se poate face la întâmplare orice și în orice condiții pentru care sunt spații ale învățământului. Sunt care, și pentru chestia asta răspund și inspectoratul și ministerul. Este bine să facă ceva cu spațiile alea ca să nu se degradeze, dar zic că trebuie să fie în interesul învățământului și nu așa la întâmplare. Că dacă vrem să facem noi nu știu ce, în care acolo, nu putem în orice condiții. Vă gândesc,
un director poate să vă spună mai mult, pentru că, na, profesorul a fost director, știe mult mai multe legislații privind aceste spații de acord. Dar, ca adevărat, trebuie făcut ceva cu spațiile acelea, de acord, dar trebuie să facem ceva care este de folos în învățământul lui. Ministrul ăla era în celul clasă, n-ar considera că a fost doar de la minister. Dar dacă nu l-am întâlnit, nu l-am întâlnit. A doua problemă, pentru că domnul Ropei a fost cine s-a luat timp, poate supărat. Cred că am mai pus această întrebare și că domnul Ropei mi-a solicitat, dar nu m-a niciodată să nu m-a contactat. Că vrea să aibă o discuție cu mine între patru voi. De acord. Și noi ce să facem? Dacă menține, n-am nicio problemă. Dacă l-ați fixat total vieți, pe cum l-ați fixat, așa cum se poate greșesc asupra mea, faceți o greșeală, așa consider. Până ați ieșit, am promis să privați pe consilier, n-am nici un an decât sunt în ala, nu una de ce, pe cea care a fost cu siguranță. Domnul Angea, deci, așa trebuie să fie victima. Scuzați-mă, dar așa prevede și regulamentul, în momentul în care... Da, dar dacă tot vreau să discutați, v-ați învățat, trebuie să... Dar vă poate fi rău, trebuie să fie victima. Domnul președinte, vreau să fie victima. Păi da, că vezi că care este. Aici e domnul. Pena terminat? Deci nu știu de-a făcut. Asta a semnat domnul. Da. Pot să dau replica. Pentru că... S-a revedere regulament. Nu am nimic cu prea, spuneam să sunteți în consiliere în ACA la Gazon Bies. A trei un an de când sunt acolo? Nu, dar nu v-am cerut dumneavoastră. Dacă am făcut referire, luați înregistrarea și vedeți că am spus că din 2016, de când sunt în Consiliul Local, pe această problemă nu au fost prezentate informări. Vedem pe înregistrare că ați și întrebat. Da. Aș dori să întreb și eu, care este stadiul lucrărilor la grădiniță în programul de grădiniță? Întrebare de barat? Este domnul Raul Matea, să vă poate spune și eu. Cât dă? Bun, precum știți, noi am venit la dumneavoastră cu o sumă estimativă pentru toate categoriile de lucrări, arhitectură, rezidenții, instalații. S-au reevaluat sumele, le-am scos la licitație, nu a venit nimeni, împreună cu conducerea s-a hotărât să se scoată pe fiecare categorie de lucrări separat, pentru că nu găsim constructori. Sperăm să rezolvăm problema. Suntem pe procedură? Suntem pe procedură, fiecare categorie de lucrări este împărțită, sperăm să avem persoane care să vină să facă lucrări. Vreau ca serviciul urbanist să vadă care e statutul terenului de la fost aplicat de stilnic de la Prâncovaci. Este domeniul public al nostru, Lău. Ce este acolo? Acolo noi, ca și primărie, putem construi un teren, nu știu, de sport pentru locuitori din Prâncovaci. N-am să lucrăm idei, deci nu există nici copii, nici el, copilul nu pleacă în Lău. Plătește fiecare seară la o terenă sintetică. Nu e normal să vedem care e statutul terenului, pentru că am multe în acolo și să pui volumul actuală. Dar principalul mi se pare cam așa. Într-adevăr, am mai înțeles discuția asta acum un an și nu l-am nici o măsură, dacă trebuie să facem scris. Nu este nevoie, vom verifica noi și facem inclusiv, pot să avem o discuție cu cei de la Rosilva, dacă cumva avem. Poți să... Păi la așa, să nu stai și voi să trebuie să-l aveți, vreți și statul care, trebuie să acolo trebuie să faci. Sigur. Da. Sigur. Da. 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 Da.